Doamnelor și domnilor, doctorul naturii intră din acest moment din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi de modalitățile prin care putem să ne inducem o stare de bine cu invitata mea permanentă, doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Așadar, starea de bine, care ne este atât de necesară, cum putem să ne o producem cu ajutorul plantelor? Evident că emisiunea este una axată pe tratamentele cu ajutorul plantelor. Da. Starea de bine este o stare interioară. Este o stare mentală care este legată de energia pozitivă, de împlinire, de realizare. Deci, ca atare, am putea să spunem că starea de bine sau de fericire este o stare sufletească. Din punct de vedere al credinței sfinte, al Bibliei, starea de bine și fericirea nu sunt aceleași. Dar, îndeplinind legile lui Dumnezeu, atunci suntem fericiți. Deci, ca atare, fericirea nu depinde numai de noi. Fericirea spune că este un har de la Dumnezeu. Deci, ca atare, pe lângă efortul nostru, noi va trebui să ne rugăm și la Dumnezeu ca să ne mențină în formă, să ne ajute. Din punct de vedere biologic, această stare de bine, de fericire, influențează starea de sănătate fizică, psihică, menține la un nivel ridicat sistemul imunitar și previne îmbolnăvirile. Starea de bine și de fericire este legată de niște substanțe proteice din organismul nostru numite endorfine. Endorfinele nu sunt altceva decât niște neurotransmițători pe care îi fabrică creierul și care au rol analgezic, adică de a suprima durerea. Așa sunt și endorfinele ca și serotonina, dopamina, norepinefrina, deci acești neurotransmițători care ne tonifică creierul și ne ajută creierul ca să sintetizeze mai bine hormonii, să spunem noi, în așa pe ansamblu, antistres. Acum, poate mulți dintre telespectatorii noștri știu, dar aceste lucruri de care amintesc dumneavoastră mai devreme pot fi obținute și din medicamentele de sinteză. Și de regulă, mulți probabil recurg la medicamente pentru aș face rost de acele substanțe care le dau starea de bine. Păi, Tom, asta e problema. Noi să nu recurgem la medicamente, ci să lăsăm corpul nostru, să-i dăm hrana necesară ca corpul nostru să-și fabrice tot ce are nevoie. Și acum, dacă ați spus treaba aceasta... Și pe lângă acele medicamente, mai este cunoscută ciocolata cu același rol și, evident, acum, deși difuzăm emisiunea la o oră rezonabilă, trebuie să amintim că obținem acele substanțe care ne dau starea de bine și în timpul unui act sexual reușit. Da. Gândiți-vă dumneavoastră că toată lumea preferă dulciurile. Fie că este, poate fi chiar zahărul acela simplu, poate fi o prăjitură, poate fi bomboane, orice ar fi, le preferă. De ce? Imediat după ce și-a administrat o doză de dulciuri, se simte foarte bine și confortabil, pentru că organismul, acele dulciuri au stimulat secreția de endorfine. Iar pe de altă parte, dulciurile sunt sursă de glucoză, care este substanță energetică. Ei, e foarte frumos, puțin. Ei, dar vine partea adversă. Adică acest bine, această stare de fericire ține una, două ore, pentru că atât a ținut acel zahăr simplu. Și după aceea, din nou revenim la starea aia posomorită de tristeță care am avut-o. Corpul nostru ce face? Cere o nouă doză. Noi nu ne putem abține, luăm o nouă doză de dulciuri. Și așa, draga mea, se creează dependențele. Iar dacă ați amintit dumneavoastră de băuturile răcoritoare, ciocolata, mai sunt alte dulciuri care conțin aspartam. Aspartamul este un îndulcitor care la ora actuală, eu așa știu că este interzis. Aceste dulciuri cu aspartam stimulează și mai și formarea de endorfine, dar dau dependență. Deci, ca atare,
noi va trebui să ne gândim la alte dulciuri complexe care se află în alimente și care ne dau energia continuu, progresiv și timp îndelungat, pentru ca creierul nostru să-și prepare el singur tot ce are nevoie. Iar faptul că ați amintit de droguri, știți că se vorbește foarte mult de serotonină. Așa, serotonina e tot un neuro transmițător. Dacă cantitatea, de exemplu, de serotonină este prea mare, și cum poate să fie prea mare? Fie că luăm medicamente antidepresive, fie că luăm droguri, atunci din nou se produc niște probleme de agitație, de tremur, de inconștiență, de confuzie, tot așa cum se produc și în cazul deficienței de serotonină. Dacă, de exemplu, nu avem serotonină suficientă. Ei, acum, de ce nu avem suficientă? Pentru că serotonina se fabrică tocmai la nivelul tubului digestiv în proporție de 80% și numai o mică parte o fabrică creierul în glanda pineală. Ei, și atunci, cum vine asta? Dacă se fabrică la nivelul tubului digestiv. Dar din ce se fabrică serotonina acolo? Din triptofan. Triptofanul este un aminoacid esențial. Văd acum adeseori, spunându-se foarte mult despre triptofan. Era o perioadă când nu se vorbea nimic despre triptofan. Deci acest triptofan este materia primă la nivelul aparatului digestiv pentru sinteza. Întâi se fabrică din el 5-hidroxitriptofanul, iar la nivelul creierului se transformă în serotonină și ne dă senzația aceea de bine, de fericire. Asta e deja chimie. Sunt foarte simple, probabil sunt niște noțiuni mai multe, dar ele sunt simple și au foarte multă logică una cu alta. Poate ar trebui într-o emisiune să punctăm pentru telespectatorii noștri și care sunt efectele negative ale drogurilor, pentru că tot ați amintit de ele mai devreme. Da. Vorbim de nu acele periculoase și cunoscute de zeci de ani, ci acele la care de foarte multe ori recurg tinerii noștri. Vorbim de acele etnobotanice. Da, da. Să punctăm, pentru că eu știu că sunt foarte multe substanțe care sunt periculoase în compoziția lor. O să vorbim și o să vedeți că o să fiți surprins când o să vă vorbesc despre plante medicinale, că un anumit organ este foarte bun din punct de vedere medicinal și un anumit organ este interzis. Și ăla face parte din etnobotanice. Am înțeles. De aceea este atât de greu ca să fie depistat și așa și mai departe. Am înțeles. O să chemăm atunci în fața micilor ecrane tinerii, adolescenții, pentru că ei sunt tentați de consumul lor, și părinții, ca să știe la ce să se aștepte sau care sunt pericolele din acele pliculețe mici. Da. Să-și ferească și să-și educe copiii în acest sens. Acum, revenind la starea de fericire. Așa. Ce putem să facem să ne o aducem, să ne dăm această stare de fericire cu ajutorul plantelor? Bun, vă mai spun întâi, ca să terminăm fraza, lipsa de serotonină, adică dacă nu avem acel triptofan, dacă n-am luat acele alimente de care avem nevoie, care voi spune și în ce se găsește, ce se întâmplă? Oamenii respectivi devin iritabili, nervoși, agresivi, fac atacuri de panică, trigger... Și nu știu, stare de care nu știu de la ce exact. Le vin. Exact. Au senzație de durere mari de cap și nu știu de ce. Merg la medic, își fac toate analizele și ei sunt sănătoși, dar de fapt pe ei doare capul. Deci sunt niște simptome foarte interesante. Acum, principalul noi să avem un stil de viață corect. Deci totul pornește de aici. Noi avem nevoie de carbohidrați, din ăștia complexi, cum am vorbit înainte, dar avem nevoie și de proteine, avem nevoie și de lipide. Fiecare are rolul ei. Acum, să zicem carbohidrații. Cu ce ne putem noi înlocui, de exemplu, consumul de zahăr, de dulciuri? Cei care sunt foarte înclinați în a consuma dulciuri de zahăr alb. Și în cantități mari și des. Și în cantități mari. Ia să vă spun. Deci, în primul rând, să folosească miere de albine. Iar în al doilea rând, de ce miere de albine? Miere de albine conține vitamine multe, conține magneziu, zinc. Iar în al doilea rând, sunt
plante, fructe, din care se fac extracte naturale sub formă de siropuri, care conțin efectiv, fructele respective conțin serotonină și care prin presarea la rece, că nu, ca să nu fie procesată termic, rămân toate vitaminele și mineralele în forma naturală așa cum sunt. De exemplu, siropul de cătină. Planta aceasta cătină este o minune. Eu spuneam uneori că nu consumați cătină decât dimineața și la amiază, nu consumați seara. De ce spuneam? Pentru că un extract sau orice ar fi el, poate fi și ceai, poate fi și o tinctură, pot fi și capsule, dar mai ales siropul e cel mai apreciat de populație. Ajuns în corpul nostru, stimulează formarea de serotonină. Automat avem această stare de bine. Iar dacă luăm o doză mare seara, sigur că starea de bine ne face să ne apucăm de lucru, nu să dormim. Dar și aici este un remediu. Vedeți că de multe ori zice, adică ați putea spune, sau cine știe, ar putea spune că vă contraziceți singură. Păi cum că doar cătina are rol în reglarea stării de veghe somn? E adevărat. Dar serotonina în prezența luminii, mă refer la în perioada zilei, stimulează într-o cantitate destul de mare sinteza de endorfine. Dar dacă noaptea noi stăm la lumină, știm, cu toții știm că nu-i bine noaptea să dormim la lumină, ce se întâmplă? Serotonina, de data aceasta, ar trebui să se transforme în melatonină. Ori dacă noi dormim cu lumină, nu se poate transforma, pentru că avem lumină. Și când e întuneric în casă, automat se transformă în melatonină și somnul nostru va fi de o mare calitate. Deci vedeți că peste tot sunt anumite mici explicații, mici secrete, atât timp că nu le știm. Că zice că nu-i secret nimic. Secretii pentru noi până ce știința le descoperă. După aceea nu mai există secret. Înțeles, pentru că timpul tace și trece, aș dori să ne mai amintiți dumneavoastră plante, ceaiuri, legume, da, fructe care ne dau această stare de bine. Eu vă amintesc o plantă care este în combinația mai multor ceaiuri, mai multor extracte naturale sub formă de capsule, numită Griffonia simplicifolia. Este o plantă din import, dar conține într-o cantitate foarte mare 5-hidroxitriptofanul. Deci, ca atare, când am luat ceaiul sau capsulele, ajunge în corpul nostru această materie primă și automat corpul nostru secretă serotonina. Și ne dă o stare de bine și planta e naturală și plantele despre care vă spun eu și care extractele care vi le recomand sunt toate naturale, deci chiar și în capsulă extractul natural 100% nu are niciun adaos, nimic. Doar că este mult mai concentrat decât într-un ceai. Da, da, da. Legumele, fructele, pentru că este toamnă, ne ajută într-un fel sau altul, dacă le consumăm, avem aceste produse de toamnă, avem fructe, da. Din fericire acum le cam avem tot timpul, dar întotdeauna se spune că cele care sunt specifice anumitei perioade, deci cum sunt, de exemplu, la noi toamna, mere, pere, gutui și așa mai departe, sunt foarte indicate. Toate fructele și legumele, de data aceasta, unii oameni de știință spun vers, adică culoarea verde. Și când vorbim de culoarea verde, ne gândim dacă e fructe, la ce ne putem gândi? La mere, ne putem gândi la pere, la avocado, dacă e legume, varză, broccoli, kiwi, la tot ce e verde. Dar, de fapt, nu numai tot ce e verde, toate fructele și legumele ne creează această stare de bine, această stare de fericire, pentru că conțin multe vitamine, conțin multe enzime și, foarte important, conțin antioxidanți. Și antioxidanți ne ferește de boli, pentru că omoară radicalii liberi de care tot timpul ne bombardează pe noi. Și completează acolo unde sunt anumite minusuri în organism, pentru exact. Că noi știm că noi suntem, corpul nostru este un fel de laborator. Da, da. Și prin consumul de, prin ceea ce consumăm, de fapt, organismul nostru totul prelucrează așa ca și într-o industrie. Ia de acolo, pune undeva unde lipsește sau unde trebuie. Da. Sau, de exemplu, mai vorbeam câteodată, dacă facem un suc dimineața, să punem și un pic de sfeclă.
Ei, sfecla e foarte importantă, conține betaină. Betaina de multe ori o găsim pentru reglarea tranzitului intestinal, pentru echilibrarea digestiei. Dar betaina este un component esențial antistres, antidepresiv. Deci, ca atare, automat după un suc în care am inclus această plantă, vom simți această stare de bine. Și important e că starea de bine creată de produsele naturale nu e numai pe moment. Deci se lungește pe perioadă lungă de timp și de aceea oamenii care au alimentația corectă sunt totdeauna bine dispuși, sunt fericiți. Interesant. Sfecla o mai putem consuma și sub altă formă? Insist puțin acum pentru că este vremea ei. Este toamnă, se găsește ușor. Da. Acum eu am vorbit de sfecla cea consumată sub formă de suc, dar se poate face murătură, așa cum se fac la noi, pentru că mineralele nu se distrug. Acum o parte se distrug prin fierbere. De obicei pentru că rămâne, se fierbe. La noi așa este tradiția, se fierbe în coajă. Și atunci știe că se păstrează o parte din... Exact. Să rămâne betaina, după cum și licopenul din roșii este foarte important în acest caz în care vorbim noi acum, și licopenul nu se distruge prin fierbere. Încă din contră, se păstrează foarte bine prin fierbere. Și roșiile le mâncăm de obicei proaspete. Da. Proaspete conțin anumite, fierte se păstrează unele, se distrug altele, dar dacă mâncăm și într-un fel și în altul, substanțele active se completează una pe alta și noi vom fi sănătoși continuu. Am înțeles. Ne mai recomandați ceva să consumăm acum pentru starea de bine? Cereale integrale. Deci să mâncăm de obicei pâine neagră, cum s-ar zice, deci în care să intre și componentul exterior al bobului de grâu. Apoi, spanacul, la fel, e o sursă de foarte multe elemente, cu toate că noi mai mult vorbim când e vorba de fier, vorbim mai mult așa de el. Și curmalele, de obicei la subiecte de primăvară, cum așa. Nucile și alunele sunt cea mai bună și mai potrivită sursă de acizi grași esențiale. Omega-3 e foarte important. Omega-3 de unde luăm? Fie din alge, fie din pește, din uleiul de pește. Deci, sunt mai multe. Curmalele, sparanghelul, sunt multe legume și fructe, dar în ansamblu, fructele putem să le luăm pe toate. În fiecare zi să mâncăm o porție, chiar că nu e suficient o porție de fructe, trebuie să mâncăm mai multe, și câte o salată de crudități. Înțeleg. Și strugurii, că e toamnă. Da, strugurii îi conțin la fel alte substanțe. Ei sunt foarte importanți pentru circulația sângelui. Dilată, tonifică vasele de sânge, reglează acea permeabilitate capilară. Pentru aceea se spune că oamenii cardiaci, care chiar au boli grave, au dreptul să bea un pahar de vin. Pentru că le ajută din punct de vedere al circulației sângelui și tonifică chiar și inima. Și este și un, sunt și foarte bun antioxidanți și sunt și foarte utili la detoxifiere. Da, da. Mustul. Dacă tot ați, tot ați discutat dumneavoastră de acel păhărel de vin, mustul cât de indicat este? Mustul este și mai bun. Deci mustul e tot așa de bun ca și cum a mânca strugurile proaspăt. Numai că... Da, mai concentrat. Numai că, și mai concentrat. Deci într-un pahar mâncăm 3 ciorchini de struguri, nu 1. Numai că trebuie să avem foarte bine grijă. Dacă luăm cu conservanți, cum se întâmplă uneori și la noi la sărbătorile astea, eu îi cred pe oameni că nu pot să-l păstreze multă vreme, să simte gustul cel astringent, îți dai seama și atunci nu este bun. Îți poate chiar să-ți fie rău după el. Există vreo metodă, știți dumneavoastră, vreo metodă eficientă ca să nu folosim chimicale, să putem să-l conservăm? Nu, nu există să-l conserve așa simplu. Orice produs natural stă doar 3 zile. Dar dacă l-ai presa, așa cum presezi, de exemplu, cătina, coacăzele, dar să și, le și prelucrezi printr-o linie tehnologică, nu așa e simplu, știți? Linia tehnologică celor mai mulți dintre noi ne lipsește. Da, vă lipsește și atunci, dacă nu aveți, puneți strugurile sau sucul de strugure stors, așa, la congelator.
Și-l scoateți de la congelator și-l beți atunci. Interesant, la varianta asta încă nu m-am gândit. Eu folosesc o metodă, e drept găsită pe undeva pe internet sau în vreo revistă în urmă cu mulți ani, cam la un litru de must, o tabletă de aspirină. Stă, sigur, se simte acel... puțin se simte acel gust, dar vinul se păstrează câteva luni. Acum, dacă dumneavoastră îmi spuneți treaba aceasta, și eu fac acest lucru. Eu iau, pun vitamina C naturală sau aspirină naturală din salcie și le pun înăuntru în acel must și îl păstrez o perioadă. N-am urmărit cât stă, dar stă o perioadă, dar nu la infinit. Am înțeles. Am zis, undeva până spre sărbătorile de iarnă, sigur stă. Deci poți să zici o lună, dacă acum e noiembrie, da, până putem liniști să-l ținem până la sărbătorile de iarnă. Suntem aproape de finalul emisiunii. Ce mai putem să punctăm pentru telespectatorii noștri? Deci aș recomanda un stil de viață echilibrat. Pentru a fi bine dispuși, pentru a fi fericiți. Acest stil de viață să cuprindă o alimentație cu carbohidrați, dar nu numai, ci și cu proteine și lipide. Să mâncăm cât mai multe fructe și legume, să încercăm să ne comportăm în așa fel încât să ne placă ceea ce facem. Că atunci tot timpul vom avea starea de bine. La locul de muncă trebuie să ne placă. Dacă nici cum nu ne place, înseamnă că trebuie să ne schimbăm. Este destul de greu. Așa. Mai ales dacă este bine plătit. Și toată lumea vede starea de bine exact cum a spus noastră, prin prisma banului, ceea ce nu e adevărat. Spunea un, am luat un citat de la un preot care spune ce este, acum nu mai găsesc, așa, aici. Deci așa. Zice el că nu e nimeni fericit prin ce este, ci prin ce are, ci prin ce este. Așa. Iar părintele Teofil Pârâianu spune așa: fericirea este un dar de la Dumnezeu și toți cei ce îl slujesc pe Dumnezeu sunt fericiți. Și chiar eu cred foarte mult, pentru că am citit un test făcut de Danemarca. Și cei mai mulți respondenți s-au dovedit a fi fericiți la 20 de ani. După aceea fericirea scade până la 40 de ani, când deja își fac autoevaluarea neîmplinirile, nerealizările. Iar de la 50 de ani, oamenii sunt cei mai fericiți. Și de ce? Pentru că ei se mulțumesc cu puțin, nu mai doresc așa de mult ca și până atunci. Adică, privitor la partea materială, deja se mulțumesc cu puțin, se roagă. Și deja este vârsta la care se gândesc la sănătate, că este cel mai important lucru. Vedeți, testul a fost făcut în Danemarca, pe un număr foarte mare de respondenți. Și de obicei, nordicii sunt destul de optimiști. Exact. Și uitați-vă că ei au dovedit că de la 50 de ani încolo sunt cei mai mulți oameni fericiți. Iar tineretul se află într-o stare mai puțin fericită. Dacă am face proporția, foarte mulți ar spune că sunt nefericiți. Eu sper că telespectatorii noștri vor fi fericiți după această emisiune, că și-au luat câteva informații utile care să le poată folosi pentru a-și da o stare de bine și sper să ne aștept să stea în fața micilor ecrane și la emisiunea viitoare, pentru că vom avea subiect important, pentru că de obicei dezbatem unul singur. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Cu plăcere. Și mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Doamnelor și domnilor, atât la emisiunea de astăzi. Vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!